Salutare din nou, dragile mele, și bine v-am regăsit pe acest canal. Sper că este o diferență la acest filmuleț, pentru că acum am dat startul la un nou vlog cu noul meu telefon. Este vorba despre Samsung 24 Ultra, dar mi-l doream, de fapt, pe cel Samsung 23 Ultra, doar că nu mai este în stoc și tot mă chinuiam cu vechiul meu telefon să filmez și trăgeam de el și efectiv bateria m-a lăsat, pentru că dacă îl forțam prea tare sau dacă făceam prea multe vloguri sau dacă făceam prea multe story, întotdeauna în momentul nepotrivit se stângea, așa că sper că acum nu vom mai avea această problemă. Pentru că îmi doresc anul 2024 să filmez tare, tare multe vloguri, am tare multe idei. Și sunt așa entuziasmată și mulțumită, dacă e să mă întrebați pe mine, de toate schimbările care s-au petrecut în ultimul timp. De fapt, vreau să fac așa introducerea la acest vlog și pentru că se poate vedea pe chipul meu cât sunt de entuziasmată, vreau să vă arăt două comenzi, dacă pot să spun, dar nu înainte de a vorbi cu voi despre hăinuțe pentru copii, pentru că da, eu sunt mămică. Cei care sunteți de mult pe canalul meu știți că eu sunt mămica a doi băieți și cred că multe mămici, ca și mine, v-ați confundat la un moment dat că copiii voștri cresc prea repede și am făcut comandă de hăinuțe, mai exact de pijame, de ciorapi, de chiloței, dar vreau să vă întreb pe voi, așa ca între mămici, pentru că eu foarte mulți ani am cumpărat online și prefer să fac online cumpărături pentru că nu dispun de timp, dar de la H&M, hăinuțele pentru copii îmi plac foarte tare. Nu am să vă arăt chiloței pentru Leonard pentru că am făcut o comandă de la Next. Îmi place lingeria și hăinuțele de la Next, dar nu-mi plac prețurile pentru că sunt un pic ridicate. În schimb, calitatea și au o gamă foarte, foarte mare de hăinuțe. În schimb, la H&M mereu stocul este epuizat, ceea ce îmi pare foarte rău, dar pentru Leonard nu mai găsesc ce îmi trebuie la H&M, așa că, cum spuneam, am făcut comanda la Next, iar ce ține de Zara, am cumpărat odată chiloței de acolo și ciorapi, dar ciorapii au avut o calitate extrem de rea, deci nu au ținut, cred că, vreo 3 luni și deja s-au făcut bortă. Dar cei de la H&M îi poartă și David ciorapii de la Leonard și sunt ciorapii tare calitativi. Chiar dacă un pic culoarea nu mai este cum era, dar e și normal, pentru că vă dați seama, au trecut prin multe. Și vreau să mă întorc înapoi la comandă. Cumva am vrut să împărtășesc cu voi din experiența mea. Zara este un brand care noi îl folosim, dar sunt dezamăgită ce ține de mărime, pentru că am mai făcut cu câteva luni în urmă o comandă și chiar dacă eu sunt la unele haine, pot spun că sunt mărimea S, am făcut comandă de un costum sportiv, iar acolo cred că încapie vreo 3 de mine. Deci mărimile îmi par că nu chiar corespund, deși
XS tot mi se pare foarte mare, dar dacă vorbesc de mărimi, cel mai potrivit e Bershka, pentru că când te uiți la XS înțelegi că este chiar XS. Și să ne întoarcem la comanda mea. Am făcut comandă de hăinuțe pentru copii și m-am putut abține ca să fac comandă și de acest gel de la Ritual. De fapt, aș fi vrut să pun un set mai mare, doar că au scumpit, cei drept s-au scumpit foarte, foarte tare prețurile. Așa că am ales momentan să îmi iau acest gel de la Rituals. Deci miroase incredibil de frumos. Cele care nu ați încercat gelurile de la Rituals, chiar vă sfătui să nu ezitați și să cumpărați produsele lor, pentru că cu siguranță vă veți îndrăgosti, cum am făcut-o și eu. De foarte mulți ani folosesc Rituals și toate prietenele mele, surorile mele știu de această gamă. Mai cu vreo două zile în urmă am fost eu la farmacia Holland și mi-am luat ulei de cocos, dar nu știu ce se întâmplă, în ultimul timp nu prea pot să găsesc uleiul de cocos și vorbesc aici de un ulei de cocos foarte calitativ și în cantitate mai mare. Nu știu, cumva nu mai există pe piață, deși înainte îl vedeam peste tot, inclusiv Lidl, Aldi, Super Value, Tesco. Acum nu știu ce se întâmplă, dar nu mai este în vânzare nici unde. Mă mir cum de am putut să-l găsesc pe acesta, cu toate că nu-mi place ce companie e asta, nu știu, n-am auzit niciodată, înainte cumpăram de la farmacia asta, dar cu totul și cu totul altfel. Cei care mă priviți știți că eu am mai cumpărat de la Holland, eu sunt cumpărător fidel de acolo, am și card de reducere și îmi place această farmacie pentru că chiar dacă ai card, chiar se merită să faci cumpărături la ei, deoarece se adună puncte și punctele se prefac în bani, iar eu, ca cumpărător fidel, se adună ceva acolo și mereu am cumpăr din acei bani produse care sunt la reducere, iar eu de data aceasta am mai pus mâna și pe această pastă de dinți, care, să fiu sincer, este prima dată când am ales această pastă, pentru că nu știu ce se întâmplă în ultimul timp, dar am grijă de dantura mea, iar tot așa sunt în căutare de pastă de dinți foarte, foarte bună. Asta este cu ulei de cocos și spune că ar preveni tartarul și, na, mă rog, eu nu prea cred, pentru că foarte multe lucruri care le-am testat în ultimul timp nu tare m-au încântat, dar sper că asta să își facă treaba. Am mai pus eu o comandă tare frumoasă. În ultimul timp eu mi-am pus așa ca și scop să citesc măcar 10 pagini pe zi, până când nu-mi reușește în fiecare zi, pentru că vă dați seama că nu aș putea să mint și să spun că îmi reușește întotdeauna și să îmi reușească totul, dar încerc și atunci când am timp liber o fac cu mare drag, deschid o carte. Iar am de curând am făcut o comandă, foarte, foarte frumoasă comandă, iar aici vreau să fac o paranteză. Să deschid un subiect care mie tare îmi place. S-a deschis o librărie online și țin să mulțumesc oamenilor care se gândesc la cei oameni care sunt departe de casă și
Noi citim și ne place lectura, dar cumva aici, în străinătate, na, vă dați seama că sunt cărți, dar eu prefer să citesc în română. Nu aș putea să citesc în engleză, cel puțin la momentul dat nu sunt pregătită să citesc lecturi în engleză, pentru că nivelul meu de engleză este ok, înțeleg, o vorbesc ok, dar de citit cred că nu sunt pregătită, sunt sinceră și nu cred că m-aș aventura să citesc în engleză. Începând cu prima carte care am pus-o în coș, a fost aceasta, Studiul China. Am auzit tare multe recenzii despre această carte și eram așa cumva curioasă ce prezintă. Nu sunt mare fan alimentații corecte sau a dietelor, nu sunt nutriționist. Doar că mie îmi place să duc un ritm de viață sănătos, nu zic că nu mă dau înlături de la o bucată de ciocolată, am și o zile în care mănânc foarte mult ciocolată și beau chiar 3 cafele. Deși am tot văzut-o într-un timp foarte, foarte mult pe internet, am zis că este timpul să fie în mica mea bibliotecă, pentru că mai nou sunt așa în căutare de cărți ca să fac o mică bibliotecă. Descoperă puterea psihologiei pozitive și un nou mod de a gândi și de a trăi. Deși voi știți că eu citesc foarte multe cărți motivaționale, această carte o aveam de tare mult timp pe lista de așteptare și mai am foarte multe, doar că de data aceasta am ales doar 4. A treia carte este aceasta. Pentru această carte, iarăși internetul este de vină, pentru că am văzut efectiv tot internetul plin cu această carte și doar că în engleză. Și când am văzut că este pe site-ul O Carte Perfectă, deși chiar le mulțumesc că aduc atât de multe cărți frumoase, și sunt așa entuziasmată că am posibilitatea la mii de kilometri de casă să pun o comandă online și în câteva zile cărțile să fie acasă la mine. Deși sunt tare curioasă despre ce merge vorba, dacă în timp apropiat reușesc să o citesc, deși eu sunt genul de persoană care trebuie să mă capteze de la primele pagini, sper să facă o treabă bună, da. Iarăși mă uit că aici pe spatele acestei cărți merge vorba despre cum să-ți depășești lipsa de motivație și de voință, ceea ce în ultimul timp nu prea reușesc să am motivație. A patra carte nu este motivațională, surprinzător, este o carte romantică, gen de dragoste. O ia obsedată de dragoste. Deși eu știu scriitorul și mi-am dorit celelalte 2 volume, nu erau în stoc, din păcate. Am să o arăt așa mai aproape. Eu sunt abonată pe pagina de Facebook și mie mereu îmi apare fragmente. De fapt, eu mi-am dorit cartea aceasta. Dar, din păcate, cum spuneam, nu este în stoc. Abia aștept să o citesc și cu siguranță vor fi și celelalte cărți în biblioteca mea atunci când va fi în stoc. Deși, dragile mele, sunt tare, tare entuziasmată cum va fi acest vlog, mi-am dorit așa să mă așez. Toată vremea de afară este una foarte friguroasă, plouă și lumina nu este una exact care se dă pe cameră, pentru că
E în jur de 5 seara și e foarte întunecat pentru că plouă. Mi-aș fi dorit să redau o lumină mai bună, dar am zis că mai bine așa decât să nu filmez deloc. Așa că, dragile mele, sper că acest vlog v-a fost util și mă bucur că sunteți alături de mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați un like la acest canal și la acest video. Eu aștept cu mare drag recomandările voastre de cărți, ce vreți voi să citiți acest an. Eu vă doresc o seară și o zi minunată. V-am pupat!